bine, să revenim la Rock Online. Să nu uitați să dați like sau share. Da. De Noemi, știi ce a făcut-o? Da. Asta face el. Pornim la treabă, repede. Ștefania, haideți să ne apucăm de treabă, da? Gata, copii? Da. S-a terminat perioada de joacă. Ștefania, te rog să... Ia-ți temă, propo, pentru el. Da? Să văd tema mai întâi. Hai, ok, poți să spun? Poți să fac asta? Da? Nu, să o spui întâi și... Ok. Da. Deci, Cutărești scuse pâlcă la ora... 9, la ora 21 47 minute 47 de minute și 49 secunde și 49 secunde, da? Secunde. Da. Iar Cutărescu se trezește același. Da, același. Se trezește la ora 7. Da. 7. 49 minute. 49 minute. Și 53 de secunde. Și 53 secunde. Deci, aici este, nu? Adoarme aici, adoarme. Da, apropo, corect. Adoarme. Și aici se trezește. Da. Se trezește. Numai tu ai făcut-o? Da. Noemi, ai făcut-o? N-am făcut-o. Să fac eu, proful, că tot am făcut-o eu. Ștefania? Nici tu nu ai făcut-o. O să fac eu? Nu, da. O să fac Noemi. Eu? Hai. Hai. Cum aflăm câte ore a dormit? Da? Zicem și noi, scriem acolo problema. Deci s-a adorme la 21. Rici adorme la 21. 47 de minute și 49 de secunde. Se trezește la 7, 49 de minute și 53 de secunde. Cât a dormit Ricky? Cât a dormit el? 10 ore, 2 minute și 4 secunde. Da. Hai să vedem, Noemi. Cum gândim? -21 21 adică din 24, nu? 24 de ore, cât are o zi? Da. -21 47 și 49, ca să vezi că doarme până la ora 0, nu? Da. E o idee. Și la ora 0 adăugăm cât a dormit până la ora 0, adăugăm la cât timp durează de la 0 până când se trezește. Deci o idee deșteaptă, să știi. Deci din 24 scădem pe ăsta. Da, da? N-ați făcut așa. Da. Noi mi-a venit cu ideea asta, eu o preiau. Data trecută am făcut altfel. Dar acum mi se pare interesantă și ideea ei. Da? Deci el spune așa. Din 24 de ore, da? Din 24, 0 minute, 0 secunde, scădem pe 21, ca să vedem că doarme el până la ora 12 noaptea, cum să spunem noi, da? Scădem 21, la cât a dormit? 21, 47 minute și 49 secunde. Și cum gândiți voi că o să facem scăderea asta? N-avem drog secunde aici. N-avem minute știu, deloc. Păi ne dă tot 40. Știu eu. Nu, profesor, o să arăt? Nu, un pic. Vorbesc cu Noemi. Hai, ai răbdare, Ricky, da? Deci, Ricky și cu Ștefania, cum facem noi rost de minute și de secunde? Ați spus Ricky. Nu, Ricky, Ștefania. Da? Și cu Noemi. Cum facem rost? Să am și aici ceva minute și aici ceva secunde. Așa, din 24 de ore, deci egal mai departe cu 23 ore, da? 23 de ore. Și ora ce o transformăm în... 60 de minute. De 60 de minute. 60 minute. Și deocamdată 0 secunde, da? 0 secunde. Continuăm să muncim. Luăm un minut de aici. Îl transformăm în cine? În
60 de secunde, da? Deci vom avea 23, ora 23, cât? 59 de minute. 59 minute. Și 60. Și 60 secunde. Și acum scădem, că avem, ne-am făcut rost și de minute și de secunde, scădem pe 21. Da? Ora 21. 47 minute și 49 secunde. Și cât face? Hai, te rog. Așa. 10 minus 9, 1. Da. 5 minus 4, 1. Da. 9 minus 7 de 2. Da. 5 minus 4, 1. Deci 12 minute. Da. 23 minus 21, 2 ore. 2 ore. Deci, practic, până la ora 12 noaptea, deci te rog să treci la... La loc. Tata ne urmărește. Nu, nu. Mama urmărește. Cineva urmărește. Nici eu nu urmărește, nu? Da. Dar se aude, se înregistrează și pe filmul îi rog să urmărească când pun filmul pe YouTube. Și atunci, da, te descoperi. Deci de aceea ai grijă că eu atenționez și îi rog pe ei să vă urmărească. Deci, practic, 2 ore, 12 minute și 11 secunde, doarme Ricky până la ora 12 noapte. Acum mai adăugăm exact orele, exact când se trezește, nu? Da, și ne... Deci vine, mai adaug aici 7 ore, că atunci se scoală 49 minute și 53 secunde. Și ne dă, acolo ne dă 54 secunde. Nu, 54. 64. 64 secunde. Da? 61 de minute. Deci vine 12 cu 9, 11. Da. 12 cu 9, 11. 12 cu 4, 6. 61 minute. Și 9 ore. 9 ore. Și acum, nu să lăsăm așa. Eu uite, văd aici că au depășit 64 de minute, transformăm în 64 secunde. 1 minut și 4 secunde. Exact. Deci 64 minute, pardon, nu secunde, egal cu 1 minut. Și 4 secunde. Și plus 4 secunde. Așadar, minutul ăsta îl ducem la minute și aici o să avem 4 secunde. Și minute, câte sunt acum? Mai sunt 61? Nu, mai vine 61 și cu 1 de aici fac 62, da? 62 de minute. Dar 62 de minute înseamnă o oră și 2 minute. Da. Da? Deci punem aici 2 minute și ora aceea o punem peste 9. Și 9 și cu 1 face 10. 10 ore. Deci, cât a dormit? Ricky? 10 ore, 2 minute și 4 secunde. Așa ți-a dat? Da. 20 ore, 2 minute și 4 secunde. Mi se pare interesantă ideea pe care o avut-o, că era un pic forțată chestia aceea care o adunam noi la cine? La 20 și... la cât adunam noi? La 21. La 24. Așa. Adunam la 24. La 24 adunam, nu? La 2... Păi, da. La 24 am zis și eu. Nu, nu, la 24 adunam pe 7, 49 și 53, nu așa făceam? Da, da. Și până scădeam din rezultat, pe 21, 47 și 49. Dar da. Același lucru, da? Este același lucru, sigur că da. Dar mi se pare mai interesant modul ăsta de gândit. Ne hotărâm să vedem cât doarme până la ora 12 noaptea. Da? După care... adunăm, am văzut că doarme 2 ore, 12 minute și 11 secunde, la care adăugăm momentul când s-a sculat, da? Când s-a trezit. Este același lucru, răspunsul este corect pentru ca și într-o altă. Acasă mai luați o altă problemă. Deci, Ricky
trișează că se culcă, se duce la culcare, dar pâș-pâș se scoală și urmărește un film. Ce film? Nu știu. Știi tu ce ai urmărit. Scooby-Doo. Așa? Nu. Până la ora 0. Ora 0. 0:00. 13 minute. Și 27 secunde. Și aici a adormit. A dormit cu televizorul deschis. Așa. Și se trezește dimineață. Se trezește la ora 7. 24 de minute și 59 secunde. Să se află cât a dormit. Da, știu eu. Pot? Deci aici, datorită faptului că se duce dincolo de ora 12, nu mai e nevoie să scădem din 24. Da. Pur și simplu scădem din ora când se trezește, ora în care a dormit și vedem exact câte ore a dormit. Da, e simplu. Foarte simplu. Da. Da, altă problemă. Asta e una. Și o altă problemă. Ca să o facem acasă? Da. A. Deci astea două le luați acasă. Mai puțin. Păi, două. Adoarme Ricky obosit. Au făcut mult sport. Și adoarme la ora 21. 7. La ora 21. 15 minute și 13 secunde. Și se trezește la ora 6. La 6 se trezește 54 de minute și 49 secunde. Cât a dormit? Aceste două probleme le aveți ca tema. A, și văd că Vicky nu putem face tema la profund noi, deoarece trebuia un caietul special, cartea. Adică caietul ăla, din care scriam pe caietul de temă. Nu, avem ăsta. Da? Ați copiat cele două probleme? Da. Ștefania și cu... Da? A copiat. Acum trecem, Ștefania, la tema. Să vedem, n-ai copiat, da? Păi te rog, Ștefania. O gospodină are două bidoane de lapte. După ce din primul consumă o anumită parte și din al doilea dublul acestei părți, în primul bidon rămâne 140 decilitri. Deci, să luăm ușor. Mai era arci din o gospodină. O gospodină are două bidoane de lapte. Așa. După ce din primul. Dar două bidoane de lapte, a câte o fi, ce capacitate au bidoanele? De un litru sau de 2 litri? Nu știm, nu? Nu spune nimic. Bun. După ce din primul consumă o anumită parte. Hai să desenăm și noi bidoanele. Deci are două bidoane. De aceeași capacitate bănesc eu, dacă sunt două bidoane, cred că ori de un litru, ori de 2 litri, ori de 2 litri jumate. După ce, spune, te rog? După ce din primul consumă o anumită parte și din al doilea dublul acestei părți. Deci dacă, Ștefania, dacă a consumat, să spunem până aici, din coace nu consumă numai atât, ci dublu. Deci până aici, atât consumă. Din al doilea, da? În primul bidon rămâne 140 decilitri. 140 dl, da? Da. 140 decilitri. Iar în al doilea, 4800 centilitri. Iar aici 4800 centilitri. 800. 4800, da? Centilitri, da. Câți litri au fost la început în fiecare bidon? Dacă în cele două bidoane au fost în total 77.000
Deci, în cele două la un loc au fost 77.000 mililitri. Mililitri. Eu zic că trebuie să transformăm totul în mililitri. Da. Așa trebuie, nu? Să gândim totul în mililitri. Da, da. Că altfel problema ar fi greu de... Adică 140. Deci 140, te rog să vorbești, că te-ai gândit la problemă. 140 de decilitri egal cu... Egal cu 1400. 1400 ce sunt ăștia? Mililitri. Nu? Centilitri. Centilitri. Da? Da. Centilitri. Și dau mai departe cu încă un zero adăugăm și ne-am dus la adică 14.000 și voi copii lucrați, da? Deci voi lucrați pe la tema asta. N-aveți o căiță pe care să lucrați? Dacă nu vă dau eu foiță. Am rezolvat tema. Da, un pic, să ne gândim, să gândim și noi. Eu cu Noemi și cu Ștefania suntem în perioada în care... Ai terminat complet problema? Da, toate, ambele. Astea două? Da. A, dar la problema asta altă nu ești, poți să ștepte, da? Da, poți. Da. Bine. 17.000 mililitri. Și... Aici sunt 14.000 mililitri, da? Da. Și la 4.800 centilitri egal cu 480 mililitri. Nu-s 400, sunt mai mulți? A, da. Da. Așa, mai punem un zero. Mai punem un zero. Și face 48.000 de mililitri. Sunt mai mulți, nu? Mililitri. Încă o dată. Citim problema ca să o înțelegem bine. Deci puteți pune acolo în loc de centilitri, dar încă un zero. Aici dacă punem așa, punem încă un zero și punem mililitri, da? Da. Mililitri. Și aici 14.000 dacă ar fi, 14.000, cât a zis, da? 14.000 mililitri. Totul e mililitri acum. Citim așa. De nou problemă. O gospodină are două bidoane de lapte. După ce din primul consumă o anumită parte și din al doilea dublul acestei părți, în primul bidon rămâne 140 de decilitri. Deci în primul bidon rămâne atât, da? Iar în al doilea 4800 centilitri. Bun. Câți litri au fost la început în fiecare bidon, dacă în cele două bidoane au fost în total 77.000 mililitri? Trebuie să scădem din 77.000 de mililitri 48.000 de mililitri și 14.000 de mililitri. Adică din toată cantitatea, da, scădem cei ce au mai rămas, nu? Da. Da? Deci rămân din toată cantitatea, scădem cei ce au rămas ca să vedem cât au consumat. Aici se consumă, nu? Ca să putem să ne dăm seama cât s-a consumat, asta ar fi rețeta. Și restul ce rămâne este cel ce a rămas. Atenție! Nu? Păi dacă scădem ceea ce a rămas, păi noi scădem din 77.000, Ricky, da. Din 77.000 scădem ceea ce a rămas în bidon. Egalăm părțile. Asta au rămas, Ricky. Da. Și dacă scădem ceea ce a rămas, înseamnă că aflăm ceea ce s-a consumat. Da, egalăm părțile când facem scăderea asta, nu? Nu egalăm? Ca să știu, că atunci când făceam cu segmente, egalăm părțile. Păi să vedem. Ceea ce s-a consumat e una și încă două. Și încă două părți.
Dacă dublu, da. S-ar consuma asta și de coace dublu. Da. Deci, încă o dată, ce facem? Adunăm pe... Cum ai făcut tu? Ai scăzut mai întâi din... Din 77.000, nu? Da. Din 77.000. Te rog să vorbești, Ștefan, ai minus cât mai minus întâi? Minus 48.000. Minus 48.000. Minus 14.000. Nu. Și nu da, putem deodată. Facem prima scădere și prima, din rezultat scădem a doua, da? Și vine, vorbește, te rog. Eu am adunat în paranteză. Așa, și aceea este o soluție, o să vedem imediat. Așa. 0 minus 0. 0. 0 minus 0, 0, 0. Și 7 minus 8 nu se poate, ne-am promutat. 17 minus 8. Mai întâi, 8 din 10. Din 10 ce care te-ai promutat? 8 din 10, 2. 2. Și cu 7, 9. Da? Mergem mult mai rapid, așa. Și 4, 6 minus 4. 6 minus 4, 2. 2. 29 de litri. 29 de litri. 29 de mii de... Și din nou minus încă. Și acum minus 14 mii. 14 mii, da. 0, 0, 0. 9 minus 4, 5. Și 2 minus 1, 8. 9 minus 4, 5. 2 minus 1, 15.000, da? Cum vă spuneți ce trebuie să facem? 15.000 împărțit la 2. De ce la 2? Nu, împărțit la 3. La 3. Împărțit la 3 pentru că părticica, păi părticica aia care a rămas, nu, care s-a consumat, nu? Sau cum era? Da, s-a consumat asta. Da, părticica aia care s-a consumat este egală cu celelalte două. Că zice, se consumă din bidonul al doilea dublu ăstea. Și facem împărțit la 3. Deci în ce, la cine trebuie să împărțim? La 3. La 3, că avem una, da. Două, trei. Da? Deci 15.000 împărțim la 3. Da. Și egal mai departe cum? Cu 15.000. 3 în 15. 3 în 15 merge de 5 ori. 5 ori, 5 ori, 3. 15. 15. Nimic. Și cele 3 zerouri le ducem. Da, le ducem la... Deci întreabă problema? Problema ne întreabă cât lapte a fost în fiecare bidon. Ah, ok, aflăm bine. În total? Da. Sau în fiecare bidon la început? În fiecare bidon la început. Profă, 5.000 este o părticică din primul bidon. Da. Exact. Da. Și atunci, ca să spun cât... putem face și 5.002. Deci, nu? Ca să știm cât lapte este în primul bidon, ce o să facem? 5.000 plus 14.000. Da, pentru că 14.000 au mai rămas, mai punem 5.000 și am completat primul bidon. Da? Da. Deci, pentru primul bidon, înseamnă 14.000, da? 14.000 plus 5.000 și ne dă 19.000. 19.000 mililitri. Da. Care înseamnă, egal mai departe, câți centilitri? A, centilitri? Da. Dar problema ne întreabă mililitri. Tăiem un zerou. Da, și 109. 190, nu. 1900. 1900 de centilitri. Care e egal cu în decilitri. A, aici facem noi experimentat. Da. Mai pun, nu, mai... Păi, vor fi mai puțin. Mai luăm încă un zero. 190. 190 decilitri. Și dacă vrem în litri... 19. Deci 19 litri, da? Da, eu am putut problema. Deci 19 litri a avut primul bidon. Da, și al doilea vă spune. Ștefania, te rog, la al doilea, cum aflăm? La al doilea facem... 19 pentru al doilea bidon. Nu, 48.000. Așa. Plus 19.000. De ce 19.000? Ușor. A, plus 5 5.000, dar de două ori, 2 ori 5, că sunt două părți. A, face da. 2 ori 5, da? 2 ori 5 mai întâi, da? Deci 2 ori 5.000 și
Și egal cu cât cu? O mie. O mie. Nu, 10.000 face. Așa, 10.000. Da? De două ori câte 5.000 egal cu 10.000. Ăstea sunt mililitri, da? Care înseamnă câți? Câți centilitri? 10.000 din mililitri în centilitri acum. Păi dacă mai punem nu, un zero, luăm un zero. Luăm un zero de la mililitri, când mai punem un zero, ar fi mai jos. Da, așa. Da. Deci înseamnă 1000 de centilitri și care e în decilitri? 100. 100 decilitri și în litri? 10. 10 litri. Deci au consumat 10 litri. Acum, ca să vedem cât este toată capacitatea pentru cel de-al doilea, dacă au consumat astea două și am văzut cât au însemnat, înseamnă 10.000, ca să vedem cât e în totalitate cel de-al doilea bidon, ce facem? Păi uite, Ștefania, păi, cu Ștefania discut acum. La 48 păi cât da, 48.000 plus... Plus 10.000. Plus 10.000, sigur că da. Deci 48.000 plus 10.000 și este egal cu cât? 48 plus 10? 58.000. Dar 58.000 de mililitri, deodată câți decilitri? Vreau să-mi spui, câți decilitri? 580 de... Foarte bine, deci 2 aici, da? 20 ori. 580 decilitri, iar în litri înseamnă? 58 de litri. În final, primul bidon are 19 litri, al doilea bidon are 58 de litri. Hai să facem o probă, cât trebuie să ne dea? 77 de litri. 77 de litri, nu? Cele două bidoane la un loc au 77 de litri. Deci, o să facem 10 și cu 58, dacă le adunăm aici, 8 și cu 0, 8. 1 și cu 5, 6. Nu-i bine. Dar profesor, nu ați adunat cu 19, ați adunat cu 10. Așa, cu 19. Da. 9 și cu 8, 9 și cu 8, 17. 1 și cu 1, 2 și cu 5, 7. 77 da. Litri este corect. Da. A făcut proba. Altfel, cum se mai putea face problema asta? Nebun. Într-un alt mod, dacă mai putem gândi o altă metodă, adică, după ce am aflat cât este în primul bidon, am aflat cât este în primul bidon, să nu mai fi mulțit cu 2 ori 5 și adunăm cu 10 și nu știu ce. Altfel. Putem într-un exercițiu totul. Nu. Altă modalitate. Că știm cât sunt în cele două bidoane. Cele două bidoane la un loc cât sunt? Câți litri? Cât? Sunt 77 de litri. A, 77 de litri minus 10... Nu, minus 19 litri și... Și era al doilea. Deci n-a dat rost să mai muncim de două ori ori 5 ca să vedem cât o consumat plus 48. Ci pur și simplu din 77, deci în loc să facem așa, toată partea asta, puteam să, pentru al doilea bidon, știm că împreună, da? Când împreună fac 77, deci mergea 77 de litri minus 19 litri, este egal cu câți litri? În mod sigur 58 de litri, când 9 din 17, 8, 1 din 6, 5. 58 de litri, și termina problema. Deci atâta trebuia să lucrăm. Pentru bidonul al doilea. Nu, Ștefania? Da. Era mult mai simplu, că noi am știut cât împreună sunt. Da, sunt mililitri acolo. E, na. În final, în litri am tradus totul. Da. Dacă vrei în mililitri, puneam acolo zerourile. 3 zerouri și îmi dădea 58.000 de mililitri, care înseamnă 58 de litri. În clipa asta vă întreb. Cum a fost mai ușor? Care variantă a fost mai ușoară? Îmi plac ambele. A, deci am mai ușoară? Amândouă, ți-a plăcut. Dar eu zic că economiseam timp
pentru varianta a doua. Că știam amândouă cât, nu? Cât, ce înseamnă împreună cele două bidoane. Și cum pe primul am aflat că e 19 litri, era foarte simplu, din 7-7 scăzut în 19 și am găsit pe cel de-al doilea. Unde vi se pare vouă că a fost miezul problemei? Adică, unde a fost chestiunea de finețe? Absolut interesant. În problema asta. Adică, ce trebuie să țineți voi cont? Cu ce rămânem de problema asta? Ne-a pus să transformăm în... Bine, asta ca să avem aceeași unitate de măsură. Da, da, de acord cu asta. O primă chestiune, deci o observație bună făcută de Ștefania. Deci când sunt datele în mai multe, în mai multe unități de măsură, ne alegem pe cea mai mică, nu? Am mai făcut noi chestia asta. Deci e obligatoriu să ajungem cea mai mică. Asta a fost o observație. Și altă ceva foarte important. Trebuie să știm ce obține prin scăderea, părților frumoase. Asta era. Ăsta e momentul cel mai important. Din toată capacitatea celor două bidoane la început, am scăzut pe cât a rămas în primul bidon, cât a rămas în al doilea bidon. Sigur, le putem aduna pe cele două mai întâi, prin și așa și propus, le adunăm pe cele care, cantitățile rămase și plus scădeam din total suma respectivă. Și aici e momentul foarte tare. Deci ce a rămas, nu, scăzând din total de cele cantitățile care sunt în bidon, apare exact partea care a fost consumată. Și aici e momentul frumos al grijii. Partea consumată înseamnă câte părți acolo. Lici, ești atent? Da. Ce înseamnă partea consumată? Colegul, partea consumată. Păi, descăzând din toată capacitatea, da, din toate, da, din 77.000, am scăzut ce... cât a rămas în primul, cât a rămas în al doilea și ne-a rămas, practic, partea consumată. Da. Ei, aici este momentul, eu zic, cel mai frumos al ieșirii, pentru că partea consumată înseamnă... Ce înseamnă? Două părți și încă o parte. Două părți și încă o parte. Înseamnă trei părți. Aici e momentul ca să împărțim la trei. Noi mi ții minte când tu ai zis să împărțim la doi. Dar că trei bucăți de acestea. Ce spune autorul? Aici e chestia de finețe. Deci fiecare problemă are un dichis al său. Momentul acesta în care spune așa autorul, știi ce? Din al doilea bidon consumă dublu cantității acestea. Adică, practic, am trei cantități, trei de acestea, capacități de acestea. E vorba de prima și aici dublu. Și în total, în 15.000, după ce am scăzut din 77 pe 48, am scăzut pe urmă pe 14. Mi-au rămas 15.000, dar asta este tocmai ce s-a consumat. Ei, este un moment foarte frumos al legii, că împărțim la 3. Nu la 2, nu la 4. La 3, numai la 3. Aici, dacă te prinzi, faci problema. Dacă nu te prinzi, Noemi și Ștefania, și cu Ricea a fost atent aici, la problemă și a sesizat că sunt trei părți, de ce el împarte la trei? Ca să vadă o porțiune de aceasta, da? Și aici de două ori, să zicem 2 ori 50, deci ăsta este momentul cel mai frumos al problemei. Deci plecând la problema asta cu ce lucruri care să ne rămâne pentru totdeauna. Să citim cu foarte multă grijă problema, cu foarte multă atenție, pentru că în conținutul ei se află o șmecherie foarte tare. Asta, de data asta șmecherie, a fost că după ce scădem cantitățile care sunt în bidoane, ne apare practic golul din fiecare bidon, adică ce s-a consumat în fiecare bidon. Și aici, în momentul când zicem autorul, din al doilea s-a consumat dublu cantității în raport cu primul bidon. Deci trei cantități. De aia împărțim la trei. Două și una.
să avem, să descoperim cât e revenit o cantitate. Da? Asta, asta a fost, asta e momentul frumos. Altă problemă? Nu mai e nicio problemă? Noi. Dar prea repede. Prea puțin. Ce problemă am avut aici? A avut una. Ia. Dar acolo mai sunt niște probleme frumoase. Mai dă-mi o problemă. Nu pot să mă împac cu gândul când mai facem o problemă acolo. Păi mai facem noi. Ne terminăm tema. O să terminăm până la voi. Dar nu cred că e la voi. Ba da, avem un, avem vreo 4 exerciții, nu, 5 exerciții și avem una cu ore și trebuie să aflăm 3 probleme. 3 probleme. Mai facem una la... Citește una frumoasă care îți place ție, care nu s-a făcut la școală, da? Deci care nu a citit-o deloc la școală. Asta e colegere pentru tine, Ștefania? Hai, citește o problemă care e. Ana are 5 mere și Mihai are 5. Trebuie la un plumb? 10. Nu, sau... Mă pune mai dați probleme! Da? Hai, hai să vedem. O cantitate de vișine este pusă în lăni. Dacă se pune câte 9 kg în fiecare lană, rămân 72 kg. Dacă în fiecare ladă s-ar pune câte 15 kg, ar rămâne 2 lăzi goale. Câte lăzi și câte kilograme de vișine sunt? Foarte frumos. Asta îmi place tare. Foarte frumoasă problemă. Deci, zi încă o dată, e mai largă, eu n-am prins problema. O cantitate de vișine. O cantitate. Nu știm cât de mult este, da? Este pusă în lăzi. Bun. Da, este pun câte 9 kg în fiecare ladă. Deci, în prima ladă, 9. 9 kg. Apoi, în lada următoare, iar 9. Și așa mai departe, mai multe lăzi. În sfârșit, în câte lăzi, atâta, n-avem ce face, nu? În ultima ladă, se pun iarăși 9 kg și rămân, ce rămân? Câte kilograme rămân? Dacă se pun câte 9 kg în fiecare ladă, rămân 72 kg. 72 kg rămân. Așa este rămân. Rămas, da? Au rămas 72 de kg. Dacă în fiecare ladă s-ar pune câte 15 kg, ar rămâne 2 lăzi goale. Deci dacă am pune 15 kg, deci am mai adăugat până la 15, câte trebuie să mă adun eu, mă adaug peste cele 9 care sunt? Nu? Până la 15 kg. 6 kg, da? Deci 6 kg mai adaug la 9 și am făcut acum câte? 15. Deci la asta pun 6. La asta pun iarăși plus 6. La următor, și fac în fiecare momentul de față 15 kg, 15 kg și pun peste tot. Câte lăzi aș completa eu cu câte? 15. 15. Păi 72 împărțit la 15. 72 împărțit la? La 6. De ce la 6? Că numai câte 6 pun din ăsta. Da? Deci 72 împărțit la 6. 72 împărțit la 6 este egal cu 6 în 7. Merge o dată. O dată. 1 ori 6, 6. 1, 12. 6 în 12 de 2 ori. Deci câte lăzi completez eu? 12 lăzi. Deci merg așa până la prima ladă, a făcut-o cu 15, a doua și în sfârșit a 12-a ladă. Dar ce îmi spune autorul? Că în clipa asta câte lăzi mai rămân goale? Două lăzi. Două lăzi. Înseamnă că ultimele două lăzi, care aveau câte 9, zboară și ăstea 2, zboară și ăstea 9 kg și se completează. Până la un moment dat, cu ce am avut rezervă, am completat până la câta? Până la 12-a lădiță. De acord? Deci am completat până la 12 lădițe din cantitatea care am avut-o aici. Am avut câte kilograme în plus? Rici, nu ești atent, tu te ocupi de tema ta. Dar te rog să fii atent, e o problemă frumoasă.
Da? Și îți promit că facem și tema asta. Da? Încă o dată, să citim problema. Vreau să te am prezent la lecții, pentru că problema e foarte frumoasă. Îi spune așa autorul. Am o anumită cantitate de vișine. Nu ne spune câte kilograme are. Nu ne spune nici câte lăzi are. Și începe să pună în fiecare ladă câte cât la început. Câte... Te uiți la tablă de acum cât. Problema. Câte 9. Pune câte 9 kilograme, da? Vreau să faceți și voi desenul așa. Înseamnă cu garoafele, da. Deci, facem și noi așa, lădițele. Deci. Așa, puncte până la 12 lădițe pe care o punem. Deci 12 sunt acum. Așa ne ieși în loc în care punem câte 9 plus 6, adică 15 kg. Deci spune așa autorul, Plici. Dacă punem câte 9 kg, completăm toate lădițele cu câte 9 și ne rămân 72 de kg în plus. Dacă punem 15, cât kilograme, dacă punem câte 15, mai rămân două lădițe goale. Deci, una și două. Două rămân goale. Deci, când punem câte 15 kilograme, ne rămân două lădițe goale. Așa spune problema, da? Care este cantitatea totală de vișine și câte lădițe au fost. Da? Care e cantitatea totală și câte vișine au fost. Cum gândim? A fost un moment frumos aici la probleme. Dar 72 nu e cantitatea totală? Sau 72 kg? Rămân după ce umplem toate lădițele. Deci după ce umplem toate lădițele, rămân 72 de kilograme nepuse, că nu mai e lădiță. Da? Nu mai avem lădițe. Și acum îi vine lui în minte așa, să pune până la 15 kg, adică să mai pună peste 9 kg, încă 6 de fiecare dată, peste fiecare lădiță. Și când se întâmplă să pună așa câte 15 kg în fiecare lădiță, adică mai adaugă 6, surpriză mare. Două lădițe rămân goale. Ele au fost pline, nu? Deci ele au fost pline. Cât aveau când am pus câte 9? Și aici aveau 9. Și aici 9. Și acum când pune peste tot, dar peste tot câte 15 kg, două îi rămân goale. Și ne întreabă câte lădițe au fost. Câte kilograme de cireșe sunt? Da. Câte lădițe și câte kilograme de cireșe sunt? Aici cine face problema asta? Îl scot la tablă și îl felicit. Da? Problema e foarte frumoasă. Atenție că în ultimele două lădițe erau câte 9 kg. Și în clipa, și în toate lădițele câte 9 au fost, în toate. Cu alea 9 kg care au fost în ultimele lădițe. De fapt, în ultimele două câte au fost? 9 plus 9, nu? Da, 9 plus 9. Adică 18. Cu 18 kilograme putem completa o lădiță. Nu e o lădiță. Nu, două. Dar noi când completăm pe celelalte, câte mai punem la fiecare lădiță? Șase. Adică... Cu acele 9 kg, adică cu 18 kg, completăm câte lădițe? Două. Nu, că 18 împărțit la cât
se facă 6. Una și la român 3. Și la român 3. Dar împărțim la 3, de 6. Deci la 3, 3 lădițe putem împărți. Cele 18 kg. Ne? Eu și șorițe. Da? Cele 18 kg din ultimele două lădițe le împărțim la 3 lădițe. Punem la una 6, la alta 6, la alta 6. Deci în total câte? 6, 6, 6, 3 lădițe. Da. 6 și cu 6 fac 12 și cu 6, 18. Da. Deci, practic, de aici încolo, mai completează încă 3 lădițe. Deci de aici erau 9 și pune un 6, 9 plus 6, iarăși un 9 plus 6, un 9 plus 6, deci să înțelegem bine problema. Așa, erau 8 lădițe. Da? Deci, aici este iarăși o lădiță cu 9, aici este iarăși o lădiță cu 9 și aici sunt cele două goale, care au fost inițial la împărțirea cu 9, au fost 9 și 9, da? Și acum, cele 72 de kilograme care rămăsesele, după ce s-au pus câte 9 în fiecare, am completat 12 lădițe. Că 72 împărțit la 6, 72 împărțit la 6 fac 12. Deci 12 lădițe am ajuns până aici. Dar astea erau 9. Și astea două de la sfârșit vor fi goale. Pentru că 18 kg împărțit la 6, câte 6 trebuie să luați, 3. Deci la prima lădiță de după 12 pun un 6 kg, apoi plus un 6 kg, plus un 6 kg, și iată că am clar acum câte lădițe avem în total. Da, câte lădițe? Nu putem să facem 12, acela plus 3 și ne dă 15. Păi chiar așa facem. 12 plus 3. 1, 2, 3, da? Deci 15 lădițe sunt acum cu câte 15 kg, iar două sunt goale. Deci numărul lădițelor, în total, câte lădițe a avut el la dispoziție? 15. 15 și plus 2. A, 17. 17 lădițe. Și ca să aflați cantitatea de vișine, cum veți proceda? Când e autorul în cer și să aflăm și vișinile? Da? Deci, în fiecare lăs și câte kilograme de vișine? Câte lăs? Lăs am răspuns acum. Câte lăs sunt? 17 lăzi, nu? Lăzile sunt 17. Adică în fiecare rază sunt câte 9 kg. 9 kg. Deci dacă ar fi pus câte 9 kg în fiecare rază, ar fi rămas 72 nepuse. Că nu mai avea lăzi. Da? Atunci 17 ori 9 și ne dăm un rezultat, iar rezultat plus 72. Ca să avem cantitatea de vișine, 15, 17 lădiți, că sunt în total 17 și au fost la început 9, de 17 ori 9 și adăugăm pe urmă și pe 72 care nu fusese puse și aflăm în total vișile. Asta ar fi o idee a lui Ricci. Dar o altă idee a voastră, altfel, să aflăm toate cantitatea de vișine. Păi am mai fi putut și 15 lădițe, ori din câte am înțeles, în cele 15 lădițe se spuneau câte 15 kg, nu? Da, în fiecare lădiță câte 15. 15 ori 15 și ne dă un rezultat. Și acela este, trebuie să fie același rezultat. Da. Deci dacă în fiecare este acum, Noieme, 15, aici e 15, 15, 15, sunt în total câte am spus noi până aici? Câte lădițe sunt până aici? În total sunt 15 lădițe. Că 12 aici și cu 3 fac 15 lădițe și în fiecare lădiță am completat acum câte kilograme în fiecare lădiță? 15 kg. Nu rămâne decât să facem 15. 15 ori 15. Poți să faci?
vorbește din bancă de acolo, da? 5 8 5 25 5 1 1 5 și cu 2 reținut 7. 1 8 5 5 1 1 5 12 și 3 și 2 225 de kilograme. Să zic acum de mine și cealaltă eu. Din metoda cealaltă. Hai să facem și noi. 17. 17 ori. Da, ne dă. Ori 9. Ori 9. Când așa. În toate cele 17 sunt câte 9. Poți să spun? 9 ori 7, 63. 36. 9 ori 1, 9 și cu 6, 15. 115. Și la care mai adăugăm? Plus. 72 de kilograme nepuse. Și ne dă 5, 12, 5, 2. Este același rezultat? Da. Asta este rezultatul. Deci cantitatea de vișine, răspunsul care este, cantitatea totală de vișine este de 225 de kilograme. Da? Cantitatea totală este de 225 de kilograme. Iar numărul rădiților este de 17. Da? 17. Mai... revedem problema, mai revedem o dată problema și mă interesează să spuneți unde v-a plăcut vouă cel mai mult. Când am aflat la litre. Deci, și la afara numărului de lădițe, care a fost dichisul? Care a fost ideea frumoasă? Deci la afara numărul rădiților. Care vi s-a părut ideea frumoasă, interesantă, așa, care v-a mers la inimă, cum se spune, pe care nu o să o uitați? Sau altfel spus, nu v-ați fi prins voi așa ușor acolo. Aici vreau să facem o analiză atentă. Unde credeți că a fost chestiunea de cea mai frumoasă? Când am împărțit 18 kg la 6 și mi-a dat 3 rădițe în plus. Ție acolo ți-a plăcut problema, da? Da. Cred că mai devreme era așa fost un moment important. Faptul că am avut 72 de kilograme, 72 de kilograme le-am avut în plus și vrem să ajungem la 15 kilograme, cum am gândit? Deja sunt 9 kilograme peste tot. Și punându-le pe cele 72 de kilograme, cum? Care a fost momentul frumos aici? Deci punându-le pe cele 72 de kilograme care au în plus, rămăseseră nepuse, am completat fiecare lădiță cu câte kilograme? Cu 9. Nu, păi 9 erau puse. Cu 6. Cu 6 am completat, da? Am mai pus încă 6 la cele 9. Și atunci am aflat, împărțim pe 72 la cine, Ștefania? Pe 72 l-am împărțit la cine? La... Pe 72 l-am împărțit la cât, ca să aflăm noi câte lădițe vom copla? La 6. Că noi am pus în fiecare lădiță încă câte 6. Și împărțim pe 72 la 6, ce am aflat? Minunat moment! Dar la primele două, la ultimele două, n-am mai pus 6. Păi la ultimele două, n-am mai avut. Da. Noemi, eu am avut numai 72 de kilograme. În plus, da? Și împărțim, dar am aflat ce? Câte lădițe am sunt? Am aflat până unde sunt lădițele cu 15. Excelent. Kg. Da, aici a fost momentul frumos. Am aflat câte lădițe am completat cu 5, până la 15 kg și am aflat că sunt până unde? Până la 12 lădiță, nu? Da. Până la 12 am completat-o. Sigur că lădițe mai fi cu 9. Dar de acum, ca să pot completa, de unde luam? De unde am mai luat? Ne spune autorul ceva. Fiți atenți că în continuare trebuie să completați cu câte 15, dar rămân două lădițe goale. Și când ne rămân două lădițe goale, am luat practic în vișine din ultimele două lădițe și am aflat 9 și cu 9 fac 18. Numai pe astea le avem în plus. 18 le avem în plus. Și
Rinche, dacă dai o altă soluție, chiar este o soluție mult mai rapidă, mult mai deșteaptă. Vreau pe ce să mă dai. Deci, fetelor, ce facem aici? Faptul că până la 12 știm sigur, până la 12 lecții știu sigur că am completat cu câte? Cu 15 kg. Acum spune autorul, continuând noi să completăm, nu mai avem, nu mai avem vișine. Dar luăm din cele care, din ultimele două, din ultimele două, adică rămân goale. Dacă rămân goale, înseamnă că ce-au avut vișine, le-am luat și completăm pe celelalte. În continuare, la 12 încolo. Și câte kilograme am luat din cele două lădiți? 99, 18. Și împărțim la cât? La 3. De ce la 3? Nu, la 6 împărțim. La 6. Că așa am împărțit. Tot așa am împărțit pe 72. Și împărțim la 6, constatăm 3. Deci mai completez încă 3. Și atunci am aflat că 12 și cu 3 fac 15 lădițe. 15 lădițe cu câte 15 kg. Iar două libere. Deci, în total, sunt 17. Foarte frumoasă problema. Teribil de frumoasă. Noemi, încă o dată, repetă tu și spune unde ți-a plăcut foarte tare și nu te-ai fi prins. Când trebuia să mai adăugăm, 56? Mm-hmm. Oprește și dăm la... Piua.